Hei și salutare lume, numele meu este Viper și bine v-am regăsit la un nou episod de antren de pe acest canal. Astăzi bă o să începem uh, noul sezon, uh, practic o să fim aici, bineînțeles, you already know, single player pe Pay. Uh, asta este următoarea mapă în progresia noastră, aș putea spune așa, de mape pe care vreau să le termin și să le explorez în mare, mare detaliu. Bă fără nicio altă introducere, haideți să intrăm aici direct în pâine. Am zis eu prin episoadele anterioare de Canada că ar fi interesant să luăm la rând mapele și cum acum am terminat seria de Canada am zis că în progresia jocului următoarea mapă logică ar fi Pay. Așa că ne-am întors aici, vedeți, tot în Canada, dar într-o regiune mai anumită a Canadei și asta nu este orice Pay. Am găsit pe workshop Pay-ul vechi pentru că s-au făcut niște modificări la Pay și s-au schimbat niș niște locații pe care o să vi le uh, explic în momentul în care le întâlnim. Dar, bă, băieți, pe este o mapă foarte simplă, foarte mică, uh, jucam pe ea, frate, de... Acum foarte mult timp pe vremea când eram eu în floare cu antărndu, dar da, băieți, practic vă dați seama, știm unde suntem. Suntem aici la orășelul acesta port și dacă de acolo încolo va fi baza militară, doar că nu o să vreau să mergem încă la bază, o să vreau să mai luăm niște chestii. Bă, băieți, bineînțeles, să am întors cu webcam-ul ca lumea, bineînțeles, ce 920 e pe fir și după cum puteți vedea e o diferență masivă. În fine, cred că Alberton se numește orașul ăsta, nici nu mai țin bine minte. Uh, dar bă băieți, nu știu, obiectivele noastre bineînțeles au rămas să lutăm frate fiecare zonă, uh, dacă am chef, mă rog, dacă am chef, o să văd și care sunt circumstanțele, dar mă gândeam poate ne facem și o căsuță și nu știu de ce zombie ăsta efectiv nu mergea, efectiv zici că patina, zici că aluneca. Și am găsit un roaster, asta este foarte bine pentru că roasterul, după cum știți, sau aflați acum, este o mașină foarte rapidă, Kit uh, care are numai două locuri, pe el, pe noi nu o să ne afecteze prea mult. Bă, băieți, bineînțeles, episoadele nocturne vor reveni. Este exact ora 1 și un sfert dimineața și chiar nu-ți poți da seama de pe adică zici că e fucking zi zic că bate soarele și creează lumina aia, dar bă în, în, în camere destul de întuneric. Și chiar, bă băieți, chiar m-a șocat uh, nivelul de calitate al webcam-ului. Deci chiar vi-l recomand cu toată căldura dacă vreți să faceți ceva la un nivel un pic mai ridicat. Uh, am frate, că am stricat chestiile de la oamenii ăștia, nu știu ce să zic. Uh, are un top hat în baie, A, avem de fapt hainele astea, uh, pe care le putem înlocui. Ok, ești de aceeași dimensiune, dar o să păstrez blue uh, Hai să ne scoatem uh, hainele de pe uh, caracter. Să jucăm și noi cu hainele astea, care sunt uh, hainele reale, dacă pot să spun așa. Un flashlight. Uh, un... Revolver, mă rog, un ace și o bâtă de baseball și niște rope, ok, avem niște chestii care s-ar putea să ne ajute într-o zi, bâta asta de baseball va fi uh, arma noastră principală și dacă avem, uh, stați să mă uit eu un pic pe aici, dacă facem rost de niște metal scraps sau chiar de niște cuie, putem să facem, cred la prima chestie, uh, un makeshift bath, practic cu patru cuie putem să ne punem cuie pe bătă și efectiv să dorm la zombie ăștia, frate, să nu mai reziste absolut deloc. Uh, orășelul ăsta, din păcate, din câte știu eu și da, nu are o benzinărie, deci nu o să... Nu avem succes pe partea aia, dar avem noroc că suntem aproape de mai multe locații. Uh, cred că totuși o să mă duc la pod să vedem ce e la pod, dar v zis că la baza militară o să vreau să mergem într-un alt episod. O să luăm și hammer-ul ăsta, o să luăm și tape-ul ăsta. Tape-ul să ne ajute în caz că vrem să ne craftăm o canistră. Și băieți, aparent uh, oamenii ăștia au dat jaful. Butterfly knife, sniper multe, multe chestii. Uh, o să ne ținem sniper ul are două glanțe. Ok. Ei o stare tot două și o să ne înlocuim baseball bat-ul cu uh, Butterfly knife. -ul. Asta mi se pare una dintre cele mai șmechere arme. Nu știu, frate, efectiv așa când te uiți la Butterfly knife ăsta, știi deja care e treaba și e chiar foarte calumea uh, aici am impresia că nu e nicio chestie decât corabia aia. O să mergem la ea să vedem ce putem să găsim acolo, pentru că nu mai simite dacă era ceva militar, dar nici eu nu mai sunt sigur. Uh, Bă, v-am zis, uh, o să încerc să vă las link de, de, la mapa de pe workshop, că de la, aia, la aia de Canada n-am pus și mi-a cerut și am zis că e mai ok să aveți un link în descriere. Deci dacă vreți să jucați și voi varianta asta a mapei, uh, o veți avea în descriere. Uh, din ce sper eu n-au modificat uh, spawn rate-urile și toate chestiile astea, uh, singurele diferențe sunt cu locațiile din... Uh, uh, sud-estul mapei am impresia, dar sud-estul mapei, practic să vă povestesc dacă nu știți, pentru că nici eu jucam, nici eu nu jucam pe atunci, chiar că frate jucam antren, dar se părea acum foarte mult timp. Dar eu cred că m-am apucat după ce a fost schimbat pe eu, a fost schimbat cred undeva prin 2015, dacă nu mă înșel. Practic în stânga jos era o facilitate din asta Scorpion 7 și acum nu mai este, și este acolo pur și simplu un dead zone cu simbolul cu logo-ul cu Pancarda Scorpion 7 la pământ ce efectiv e distrusă, au rămas doar rămășițele, dar pe mapa asta există. Asta și mai e o diferență că sunt zombie, nu mai sunt verzi zombie militari, sunt galben, galbeni, ce sunt desert, am impresia. Deci nu sunt sigur, dar o să explorăm. Și aparent am mai găsit încă un dar e foarte bine că are și bateria la și are și o durabilitate destul de mare. Ok, din ce văd aici sunt zombie de construction. Și eu o să vreau să văd cum aș putea să ajung pe bărcuță, pentru că, a, e un, E o acolo care nu știu cum cade, dar mă rog, legile în ce pot să spun. Uh, bun, o să scap mai aici de voi și că tot mă gândesc că acum o să avem niște XP. Perfect, încă un tape, cred că vine un zombie. tap. O să te omorâm pe tine și o să luăm uh, uh, tape-ul ăsta, poate ne facem o canistră uh, și luăm de la Confederation Bridge, nu sunt sigur dacă există <laughs> uh, un din aia de benzină, un... Uh, Gas Fuel Tank. Tank, așa vreți, tank îi zice. Bă, băieți, s-ar putea să mă văd și un pic mai diferit astăzi pe am gen am început și o să stau mai calm la calator și uh, ce am făcut, mi-am uh, ridicat mult scaunul ca să pot să stau gen uh, cu mâinile așa drept uh, și așa pot să stau și eu să nu mai fac uh, probleme cu spatele sau ceva de genul, nu știu, dar e, destul de, eu stăteam așa înainte ca idee și în asta așa stăteam, dar mi-am dat seama că nu e cea mai bună chestie. Uh, dar da, vezi, întotdeauna e bine să avem poziția asta blană pentru că stăm, da, mult și ajută. În fine, uh, ce ziceam este că aici mi se părea mie că era o zonă militară acolo sus la centru de control. Uh, dar o să mergem acum să vedem, am văzut, mi se vede, mamă, cât e, deci trebuie să fac frate un curat în cameră. Și nu de altă dar să mai scot din chestiile astea care nu dau bine pe webcam la modul ăla. Bine, de sobă n-am cum să scap, la seama. Nu știu frate cum mai am să am sobă în cameră, dar București sectorul, nu ce să zici. <laughs> uh, ok. Da, nu e nimica militară aici. Nu știu exact ce visam eu. Dar nu e nimica în general aici. Uh, sunt numai camerele astea de jos unde mai sunt niște mâncăruri. Uh. uh, uh ăsta e bun pentru că este... Uh, what? Ok, aflăm lucruri noi. Medic Topul este la fel de bun ca un Black, ca un parca sau ca un... Ce uh, este cel mai bun uh, shirt? are la fel de multe sloturi ca cele mai bune shirturi. Black Park, ca luăm geaca neagră la noi. Chit că hoodie frate, e așa un pic mai blană. Parcă are sloturile, are buzunarele alea în plus. Uh, și asta nu prea e genul nostru pe pe. adică nu e chiar de frig. Uh, iar îmi dă să craftez zaru în rusă, nu știu exact de ce. Chit că am dat, am subscribe, cred că la tot ce am de pe workshop, în fine. Uh. Hmm, mamă, deja se gata deja. Asta mai să se asortează și cu am frat de asta mă asortați, nu glumă, e bine. Uh, Ne-am uitat aici de care... What Hero Brian, ok. Bun, cam asta și la orășel ăsta. Uh, V-am zis, uh, pe episodul ăsta o să dăm o fugă până la pod, uh, dacă e un mega zombie, din păcate, o să ne întoarcem în altă zi pentru că avem două glanțe plus trei glanți neis, nice, dar nu o să ne fi de ajuns. Uh, cu ele, uh, am aruncat bat ăla, de fapt nu o să mai avem nevoie de ele. Uh, o să păstrez hammer ăsta la mine în caz că vrem să... Tempom și nu avem un ex și e un roaster dar nu avem cum să scoatem. Nu-mi dau seama dacă intră pe aici. Dar nu aș ști. Oh, de ce se vede dirtul ăsta de urât? Adică e ceva o setare de texturi. Terrain quality. Landscape geometry. Mm, nu pare a fi. Nu știu exact cum vezi. De ce se vede așa de interesant dirt ăsta, dar în fine, oricum și jocul se vede destul de ca lumea băieți de când mi-am făcut și eu un PC ca lumea, e o, o, treabă corectă, cum pot să spun așa. N-am fost la Clouds, o să intrăm și la Clouds, în rest nu prea mai avem ce să vizităm, cas sau pizza, poate luăm ceva de mâncare, dar sau la un drumat. Ok, ideea este că ne trebuie un ghios de nel, dacă tot și niște pantaloni mai buni. Și dressing-uri, și un poncho, ne trebuie multe chestii. Nu, iar suntem foarte, Asortați în continuare, în Fedora, ok mă lady, uh, scrie, o să fim uh, mă pe uh, acest, uh, acest look, dacă pot să spun așa, și pot să distrug tipii ăștia, cea mai pointez chestie, uh, în fine, din ce văd aici, n-am avut norocul să ne pice un ghiozdan, două Fedora, adică destul de ok ce pot să spun, dar vreau uh, ghiozdanul la blană, m-a arătat ceva? Nope. Păi hai să mergem și la laundromat. Și după aia o să ne uităm până nu uit la niște skilluri pe care le-am putea grada. La post nu mai avem nevoie de nimic, ca și de aici nu am mâncare. Am, putea să luăm de la căsuțele astea obișnuite. A, ok. m-am că am frate, cam mic la un ăsta, nu și mi se pare clădirea foarte mică. Vă bă, băieți, dacă ne gândim la un GPS sau la o hartă, nu cred că o să avem nevoie pentru că... m două ochi, o chius, ne e clar. Uh, să luăm pe ăsta roșu, frate, că e mai 100% mai, mai corect. Uh, bă, băieți, avem două variante. Ori o găsim aici la Confederation Bridge sau la baza militară, ori mergem la un campground uh, pe... Mamă, încă două fedorauri. Nu știu care e treaba, dar ăștia sunt foarte... Știu, oameni foarte, foarte bine făcuți, dacă pot spune așa. Ok, perfect. Ne-am făcut și rezerva de dressinguri putem totuși să organizăm un pic astea, asta pe 5, asta îl punem așa, mâncare. Să fie totul perfect. <laughs> ok, și de tine putem scăpăm. Perfect. Ok. Bun. Haide uh, haideți să mergem și la Confederation Bridge. De fapt, să ne uităm la skill -uri. Uh, v-am zis, voi ce îmi place mie să upgradez, exercise cardio un punct în fiecare, Pe aia băgăm în survival și asta a fost. Mă rog, de obicei mi-am gradat survival-ul prima oară, pentru că este, mi se pare foarte important să nu faci foamea. Chid că și exercise-ul te ajută foarte mult, numai că nu prea ne băgăm noi în zombie. Red t-shirt, niște suc, și dacă ne facem uh, casă, casă, nu știu exact, n-am mai făcut de mult o casă la ar fi interesant, uh, am o un idee undeva, aproximativ, unde am două idei de casă și o să explorăm apa și o să vedem exact care e cea mai uh, calumea locație, dar uh, vom vedea. Uh, ok, mă uitam un pic în jur, aici sunt numai copaci din ăștia de maple și de birch. Dar e o insuliță pe care sunt și copaci de pain, Acolo ar fi o locație de casă și ar mai fi o locație la o parcare. Bineînțeles, o să vi le arăt pe parcurs și o să fie totul, o, o să fie treaba, treabă. Uite ce am care de pe aici de la frigidele astea, perfect. 69%, chiar o durabilitate excelentă, pot să zic așa. Tocmai tău, toate astea cam stricate, Bă, băieți, nu știu acum cât de des o să pot să postez seria asta, pentru că vacanța asta, a, da, chiar o a, a început vacanța, uh, cred că voi vedeți clipul ăsta chiar în prima zi de vacanță, teoretic, do, uh, 2 uh, aprilie. Uh, e și asta portocalie. Mamă, frate, chiar e o țeacă corectă, pot să spun așa. Um, banana, 45 de dolari, ok, gherlă la banane, și că e inflația de, că video bananele, dar, uh, bă, băieți, în sfârșit, fucking vacanța a venit și... Poți să-mi zici de ce mergi cu 36 la oră? N-ai o roată? Ce, ce n-ai? Tu nu ești roadster, e un roadster, băieți. Uh, nu, da, nu, nu. Am înțeles morca mă bine mașina, ce problemă? Da, oh, fuck, am cam izbit-o. În fine, uh, ideea este voi că vacanța asta o să vreau să am destul de multe proiecte pe canal și nu știu cât de des o să apuc să postez, așa că nu vă garantez că o să apară o dată la două zile. Perfect, nu avem de -a face cu mega zombie, putem să dăm clear la locație și, mamă, frate, desert armor Offroader, Cred că asta va fi mașina noastră. Are, frate, și la spațiu. Mama, asta chiar, e un, asta chiar e un vehicul serios, dacă pot să spun așa. Ok, bă băieți, ne-am întors aici, nici eu nu mă știu ce naiba ziceam, dar am avut o mică, mică, mică întrerupere. Nu e niciun bai. Suntem aici la Confederation Bridge și ăsta mi se pare un loc super nostalgic și super frumos pentru Unturned și, într-un fel, mapa asta este foarte, foarte nostalgică pentru mine. Pentru că v-am zis că în perioada în care m-am apucat eu de Unturned era numai pei frate, și chiar am avut niște amintiri super calmea pe mapa asta, bă băieți, acum... Foarte mult timp nici nu stăteam în casa asta, încă nu mă mutasem, era treabă Dar, bă uite, ca orice amintire, frate, ți se tot duce așa, tot trece timpul și tot o uiți Dacă nu, nu ți-o amintești așa din când în când și de asta am și zis că ar fi o serie interesantă Practic bă uite, pe podul ăsta, deci mi se pare prea genial podul ăsta La modul cum el e așa, e distrus și pe cealaltă parte, efectiv e o altă lume Și practic așa, tu este cam singura metodă Ce naiba face zombie ăsta? Tu, oameni feri. Uh, cam asta este singura variantă să scapi din lumea asta, gen din pay. Chiar mi se pare o chestie foarte interesantă. Și era și un achievement aici, care parcă se numea A Bridge to Far, dacă ajungi aici. Nu știu, frate, deci uitați-vă și voi, Nu știu, frate, așa, o locație de vibe, dacă pot să spun așa. Efectiv, cum se duce podul ăsta, mi s-a părut foarte, foarte mișto. Și cum, efectiv, e aici... Convoiul ăsta militar, dacă pot să-i spun așa, chiar mi s-a părut awesome. Dar, da, Bă, băieți, cred că am asta a fost, după cum ziceam, afrate. ziceam de clipurile de YouTube. O să încerc să postez seria odată la două zile, dar dacă, dacă mă apuc și de terarea și mai am eu o serie în cap. Nu știu dacă o să am timp, dar o să vedeți, bă, băieți, cel puțin un episod pe săptămâna asta garantat de Antart. Bun. Cam asta a fost episodul, dacă v-a plăcut să lăsați un like, aveți în descriere serverul de Discord. Aveți în descriere muzica pe care am folosit-o și orice alte informații de care ați putea să aveți nevoie. Eu am fost Azi, dacă v-a plăcut, să lăsați un like din nou și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!